Credincioșii și s-au rugat în a doua zi a Sfintelor Paști la Catedrala Adormirea Maicii Domnului împreună cu Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a felicitat pe cei prezenți pentru râvna lor și pentru felul în care împolobesc Sfintele Lăcașuri la fiecare sărbătoare. În praznic dumnezeiesc și împărătesc de sărbătoarea în învierii Domnului în cea de-a doua zi. Am fost în mijlocul dragostei credincioșilor din municipiul Satu Mare, la Catedrala Municipiului, la Catedrala Adormirea Maicii Domnului, care a fost atât de minunată împodobită în ultimii ani printr-un proces de restaurare integrală cu fonduri europene prin purtarea de grijă a părinților slujitori de aici, a părintelui Cristian și a părintelui Radu și a Consiliului Parohial și a credincioșilor de aici. Catedrala municipiului arată minunat și a fost un lucru bineplăcut lui Dumnezeu și atât de necesar pentru că este cu atât mai important ca acest monument de arhitectură al municipiului să fie una dintre cele mai frumoase și prețioase biserici din municipiul Satu Mare, deoarece a fost construită de către oștirea armatei române, de către oștirea română, ca un semn de mulțumire a dus lui Dumnezeu, ofrandă adusă lui Dumnezeu pentru realizarea Marii Uniri. Se cuvine să mulțumesc soborului împreună slujitor la această sfântă liturghie, Părintelui Consilier Casian Filip, Părintului Protopop Ioan Socolan al Sătmarului și tuturor preoților și arhidiaconilor care au slujit la această Sfântă liturgie. Mulțumesc în chip deosebit Coralei Teologos a Episcopiei noastre a Maramureșului și Sătmarului, corală condusă de Părintele Adrian Dobrianu. În semn de apreciere, preasfințitul Părinte Iustina a primit din partea parohiei o icoană cu adormirea Maicii Domnului.